Satele Valea Neandrei și Dârmănești sunt legate de podul ce până mai de curând era impracticabil. Construcția datează încă din 1948 și nu fusese niciodată reabilitată. Încă din 1996, de când la conducerea comunei a ajuns edilul Emilian Ciolan, s-a încercat repararea lui etapizat. Pentru că îi cunoștea foarte bine importanța, administrația locală a făcut presiuni pe lângă toate instituțiile abilitate pentru atragerea fondurilor. Într-un final, banii au venit și au fost investite 25 de miliarde atât în reparația podului, cât și a drumului ce leagă cele două sate. Am făcut un proiect, prima dată am mers la București, am făcut pod și drum, le-am cumulat, mi l-a respins guvernul și a doua l-am luat, am schimbat, am scris drum și pod și mi l-a aprobat guvernul. Și o valoare, are o valoare de 25 de miliarde, care l-am finalizat, este un pod strategic, un pod extraordinar de bun.